La fel, numărul din 27 octombrie 2008, dedicat sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și pelerinajului devenit o tradiție, a cărui amploare a crescut an de an. La fel, numărul din 27 octombrie 2008, dedicat sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și pelerinajului. La fel, numărul din 27 octombrie 2008, dedicat sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și pelerinajului devenit o tradiție, a cărui amploare a crescut an de an. Doamne al puterilor, fii cu noi! Ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Doamne al puterilor, fii cu noi. Ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe Lui. Ediția din 22 martie 2009 a Luminii de Duminică conține un amplu interviu cu vrednicul. Ediția din 22 martie 2009 a Luminii de Duminică conține un amplu interviu cu vrednicul de pomenire Părinte Teofil Părăian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Făgăraș. Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe... Un exemplu este ediția din 14 octombrie 2008, dedicată sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în care acest eveniment este tratat exhaustiv de la cele mai importante momente din programul religios al hramului până la evenimente cu caracter cultural-social organizate în contextul sărbătorii. Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe... Arhiva Ziar, ziarul Lumina din 11 martie 2009. Arhiva Ziar, ziarul... Arhiva Ziar, ziarul Lumina din 11 martie 2009. Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Lăudați-L pe Lui. În acest punct intervin cu o trimitere la ceva care cred că poate interesa pe toată lumea și domnul director amintea ceva mai devreme de un tip de superficialitate, de vid al unor valori clamate de fapt astăzi,